Bine v-am regăsit, băieți, la un episod din asta de GTA 5 online aici împreună cu Lecturicu. Haideți să începem și astăzi foarte multe like-uri pentru că v-a plăcut foarte mult episodul de data trecută în care am cumpărat cea mai ieftină mașină. Astăzi am luat cea mai scumpă mașină din GTA și o să o punem lângă cea mai ieftină mașină să vedem care bate în mai multe probe. Așa că nu uitați să apăsați și voi butonul de like pentru mai multe episoade de acest gen. Și câte like-uri vrei să strângi, grasule? Tu vezi că eu strac printre picioare, uite-te. Da, văd și mașinii merești. Ia, zi-mi câte like-uri vrei la acest episod special, că așa-l numesc. Episodul nu e special, eu sunt special, deci pentru mine că sunt special, 6.000 de like-uri. 6.000 de like-uri, băieți, chiar acum pentru acest video, pentru că o să vedem ce face cea mai ieftină mașină care a valorat. Este gratuită, absolut gratis această mașină. Și cea mai scumpă care a costat 2.850.000 de dolari. Am plătit pentru ea, am plătit-o de două ori. Mi se pare că am făcut un episod cu ea, dar mi-a dispărut. Nu știu de ce, am trimis-o în alt garaj. Ai făcut tactica aia ta de o trimis în alte garaje, nu mai știu pe unde. Da, n-am mai știu pe unde și am cumpărat-o nou. Da, nu-i problemă că are taica bani. Hai, deci practic tu acum o cumpărat și a doua oară. Da. Da, bravo, eu mă vaid aici cu 100 de cap pe care am, tu îți permis să arunci cu banii, bravo, mă! Bă, ești nebun, am sumit 5 miliarde acum. Hai de mine, grasule, cred că străcești. Da. Grasule, te invit la aeroport, o să facem o probă, pentru că atunci când îți cumperi o mașină pe GTA 5, vrei să aibă două lucruri. Unul, să fie foarte rapid, la doi, să urce pe ciliat, corect? Să fie și frumoasă. Și să fie și frumoasă. Proba de Drago să o facem acum către aeroport, după care o să facem proba de urca pe celelalte și proba de frumusețe o să vă alegem, o să vă lăsăm pe voi, o să ziceți care e mai frumoasă. Ei, că nu prea au din ce alege, adică totuși vorbim de o mașină de care e gratis. Ia, păi fapt, da, dar nu e urâtă, mie chiar nu mi se pare o mașină urâtă. Asta e că te iau să-mi față, mi se pare. A, sau nu, dreapta, e bine. O să ieși pe aici. Băieți, deci dacă n-ați apăsat butonul de like, haideți să-l apăsăm acum toți. Lecturatul l-a apăsat chiar înaintea voastră, așa că haideți toată lumea după el. Și eu vă mulțumesc foarte mult dacă ați apăsat butonul de like. Cu plăcere. Bă, da, fuge bine, să știi. La 2.800.000, zi mersi că nu gătește la banii ăia. Ce pâine, 2.800.000, nu știu, păi, în realitate cât costă o mașină scumpă? Bă, dar nu știu ce mașină e, dar pare destul de interesant, oricum. Pare ce are colecție, oricum, nu e un rahat pe care îl găsești pe stradă. Îmi place cum am făcut-o, am modificat-o așa cu albastru ăsta, marinăresc. Marinăresc, Lecturicule, marinăresc. Abăsesc. În termeni diplomatici, te-am spart. Oh, da, domnul polițist nu m-a arestat. Claxonai și deschisă bariera. O fi din cauza asta? Nu știu. Se poate. Nu, bine, e din cauza că avem aici aeroporturi. Sau da, hangare. Da, hangar acum. Dar să fie oare din cauza hangarului, că parcă zic că până acum nu le deschideau bulanjii. Ba da. Chiar de când am luat hangarele. Gata. Băieți, întrerupem foarte puțin acest video pentru a vă transmite un mic mesaj. Dacă doriți să vă jucați jocul vostru preferat și nu aveți posibilitatea, nu aveți un PC foarte bun, intrați chiar acum pe Boosterui, cea mai tare platformă, și vă puteți juca jocurile voastre preferate în browser, fără a mai fi nevoit să le descărcați sau să vă ocupați memoria cu ele, pur și simplu doar faceți un abonament și vă puteți juca. Iar dacă nu aveți posibilitatea unui card sau unui cont PayPal, puteți să vă duceți chiar acum la o stație StealthPay și să plătiți acolo cash numerar abonamentul vostru Boosteroid. Aceste stații sunt peste 4500 în toată țara, sunt în benzinării, mall-uri și supermarketuri și hipermarketuri. Poți intra chiar acum pe www.selfplay.ro și poți să vezi unde este cea mai apropiată stație Selfplay. Poate fi una chiar lângă casa ta. Hai. Ah, mersi, grasule. Nu, mie nu mi-arată că te rovi. Bine, da. Hai, 3, 2, 1 și... Ce-ai, o, se duce bine, asta pleacă imediat. Dar parcă i-am făcut testul ăla, nu? Cu altă mașină și nu... Bă, nu mai știu. Nu mai știu. Da, se duce, văd, am 190 de mile, cred. N-are cum. Dacă spun. Sunt kilometri, nu-s mile. Asta mea e 120 de mile. Da, adică 200 la oră. Păi da, nu cred eu că ea e 190 de mile, ce-ai. Bă, dacă atât are în bord. Vreau zic că nu ia, mă. Pentru că e prea mult. Dar fii atent, știi ce greu te depășesc. Vezi? Pa asta zic, tu gândești, tu crezi că ai... Bă, uite, am 100, fii atent tu. Uite, văd sigur unde scrie 200. Da, mă, da, te cred că așa scrie și la cum se numește, aia cea mai rapid. Nu mai știu. Nu pe gas, e altfel. E tot cu P, parcă. Aia cu V.
Nu, nu e cu V. Halacilia, până ți-aduci tu aminte. Bă, ce nu se mai vrează când scapă, bă, cum se numește o mașină aia? Bă, uite că și mie, aia, dar tracțiune spate. A, da, da, cu... Au, ce bug. Bă, nu mai știu, stai puțin. Bă, avem amândoi, dar nu mai știu cum se numește. Bă, uite când ce... aia, mă rog, dar nu mai știu, am pus-o la test cu ea. Băieți, sigur știu despre ce e vorba. Da. Dacă nu, o să o punem. Oricum, îmi place mult asta cum arată așa ca și aspect, dar... Totuși, parcă nu e chiar așa de rapidă, sincer, adică uite. Ți-am dat fum pe linie dreaptă, știi, la liniuță, dar asta și pentru că eu dau startul și pentru că... De asta pleacă imediat, care are 4x4. Bine, că și asta are, dar nu... Și asta are 4x4, că asta gândește, aia mașină de milion. Tu dai seama că... Aoleu, dar e foarte scumpă mașina asta, nu știu, mi se pare foarte scumpă. E exagerat de scumpă, nu-și merită bani, asta e problema. Bă, 2.800.000 e enorm. Bine, eu sincer, când am luat-o, atunci nici n-am știut că e cea mai scumpă. Explică și mie ce-o fi asta. Ce? Tu văzut ce-am făcut și... Ce-ți făcut? Cum ce-am făcut? Dă-l-și cu mine peste cam, aruncași de 3 ori, dă-l-și mine din spate. Eu? Tu, dar cine? Am dovada pe filmare că nu te atinsă-i. Bă, ești nebun, deci veni și mă întorsăși de la curs și mă arunca și-mi par parcul ăla, ești nebun, sări în sus. Jură-te. Pe bune? Bă, ești nebun, dar nici nu te atinsă-i. Tu vezi unde sunt eu acum? Nu văd. Cum nu mă vezi? Uite de pe hartă. Stai așa. Ești mult în spatele meu, da. Păi te văzui că o luași așa în dreapta puțin și aia a făcut tot, adică nu te atinsă-i. Hai, bă. Nu știu ce se întâmplă. Nu știu, mă enervează chestia asta. Bă, la gen, mă arunca și adică sări în sus. Te cred. Mică, adică câteva cu ori. Doamne, bă, e ceva aici, un gamepad sau ceva, vezi? Un ce? Da. Un mov. Și un MZ aici, ce primi e MZ? MZ. Radu Mazăre. Mazăre, MZ, Mazăre. Ceva, un Radu Mazăre, ceva. Un Elvis Presley. Tamponaș? Ăla s-a arătat muian. Da? Da. Eu știu că te salută și prin și familia ta. Ia uite-l, mă! Ce fugi, mă! Nu văd, ce faci, mă? Nu știu, mă, ce fac. Legendarul drum clasic către Ciliad. Oh, shit! Vreau să mă fac al naiba. Dar sigur că, da, grasule, nu pune nimeni apreșiune pe tine. Dar vezi că nu-l lași bine. Tu nu-l lași bine. Tu nu-l lași bine. De câte ori ai luat-o în față pe acolo? Oh, shit. Nu trecem pe la bikeri. Ba da. Păi, eu ce vorbesc? Bă, dacă de bine stă pe curbe mașina asta, bine, că la 2 milioane trebuia să nu se clintească vreodată, dar... Bă, stă bine pe stradă, n-ai ce, uite cât de mișto se conduce. Deci chiar se conduce așa foarte mișto. Asta foarte proastă la curbe. Foarte proastă la curbe? Da. Ce vrei, bă, gasule? Păi aia e odată cu jocul, bine, mașina aia. Nu e foarte proastă, dar mă refer că dacă nu iei picior de precizație, nu ne curbe, nu știu șansă să le iei. Deci gândește că mașina aia a apărut odată cu jocul. Asta e lansată de nici 2 luni. Da, am mai văzut că e degeaba. Adică le lansează târziu, dar tot nu fac vizualizări, nu fac nimic. Vizualizări, doamne, nu merg bine, merg încet. Da, aia zic, bă, îți dai seama că sunt să mai ia și bani, să mă ajutoarcă niște bănuți. Aoleu. Da, dar ce bănuți, că nu înțeleg. A, bine, mă rog, să mai bage băieții Shark Card-uri, da. Păi aia zic. Chiar sunt curios dacă în România există oameni care cumpără Shark Card-uri. Există, clar. Zici? Păi, părinți cu bani care vor să le facă, da, o plăcere copiilor mici care ei nu știu de alte site-uri și... Da. Pe ăsta e cel mai la îndemână lucru, până la urma urmei. Da, e legal. Legal, da. Hai că eu acum te aștept. Legit, cum s-ar spune. Exact. Oh, shit. Așteaptă-mă că... Bă, chiar îmi place mașina asta. Farul, nu m-am nimic. Am o triplă pe dreapta care mai merge bine. O triplă pe dreapta? Da. Atât. Bă, da, auto și tu cum scoate asta flăcări. Așa, în interior, ca în GTA, băieți, adică nu e cine știe ce mașină. Cred că e Merț asta. După stemă e Merț, dar nu-mi dau seama ce Merț ar putea fi. Pardon. Uite, acum te-am lovit, nu înainte. Și înainte. Domnule electoratul, dar unde vă grăbiți așa? Pe Ciliar, fratele.
Aia urcă oricum că e și aia 4x4. Mamă, dar ce iurea e asta, că e foarte josă. Cred că urc chiar mai repede decât tine, nu știu de ce am așa impresia. Păi nu, că asta e foarte josă și... Vedi și tu la ce face. Opa, opa, opa la... Mă, dacă de ce a sunge tea? Nu abia ești nebun. Bravo, grosule. Repede, a? Hai să vedem care urcă. Dacă tu așa ai vrut rapid, să te grăbești tu... Bă, dar stai mă aici, acum luași viteză! Cine? Mașina mea. Bă, dacă de bine urcă asta. Deci nu știu dacă am urcat cu ea pe Cilia, dar... Arată foarte, 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 foarte bine. Că mă întreb ceva și după aceea să-l audă pe... Are mașină mai bună ca a mea. Bă, e mișto... Dar curul ăsta nu-i se pare că e de rupt? Nu știu, dar... Spatele mașinii. Nu știu, mi se pare puțin că aduce aerobt, părerea mea. Bă, sta, nu, m-am dus, pa. Te-ai dus, gata, a? Nu știu, cred că mai așa s-a urcat. Dar de ce te grăbești așa? Ca să te ajungi din urmă, de ce crezi? Băieți, proba de viteză am câștigat-o, cea de urcat pe Cilia Dan am câștigat-o. Având o mașină puțin mai scumpă decât a lui? Da, da. Ideea este că, da, într-adevăr, nu-și merită banii. Adică părerea mea că n-aveți de ce să dați 2.800.000 pe mașina asta când bugetul vostru poate este de doar 10-20 de milioane. Mai bine e păstrați să vă luați altceva mai mișto, nu știu, mie nu-mi place. Adică mi se pare strigător la cer, lui. Strigător la cer ești tu, bă. Hai, grosule, te mai aștept mult aici? Aici sunt, uite, m-am venit. Ia să vedem. Hai, mă, urcă-te! A, păi tu ești în partea aia, de ce nu zici mă așa? Nu faci aici să mă chinui. Ia mă ia. Unde cade grenada aia? Băi, n-ai, ești nebun? Am primit 2000... Bănuți, mersi. Da, băieți, am sărit jos. Hai să ne care sare mai frumos jos. Aoleo, sări, hai că sări dacă e. Au ce frumos sări eu. Da, nu mai pot. Au. Mai mergi, bă, dar ce-mi place mie când jocul ăsta mă aștește. Da, asta da, asta îmi place și mie maxim la GTA, că nu te lasă în drum, frate. La Vice City nu mai știi mâncați așa. Una, două lua foc. Când ți era lumea mai dragă, lua foc. Bine, nici în San Andreas nu pot să spui că era mult mai bine. A, da, chiar că și ăla era tot la fel. Ba, parcă mai rău era San Andreas. Ba, nu, că în Vice City nu era nimeni și nici nu puteai să nu-ți. Băi, ți-am ajuns jos cu ea, asta este mașina. Nu uita să apăsați și voi butonul de like pentru mai multe episoade din seria asta de GTA 5 online alături de Electronicu. Am investit ceva în episodul ăsta, dar asta este, suntem bogați și noi sigur ne vedem data viitoare. Pa, pa!